Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat ieri că el a luat două proiecte de legi pentru învățământul universitar și unul pentru cel preuniversitar, care vor intra în perioada următoare în dezbatere publică. Perioada de dezbatere este de 35 de zile până pe 17 august, pentru ca odată cu data de 1 septembrie aceste legi sunt în formă îmbunătățită să fie transmise în Parlament. Se va pune mare accent pe portofoliul educațional al elevului, spre deosebire de până acum, iar la disciplinele care fac parte din ariile curriculare, arte și educație fizică și sport, precum și la alte discipline care pot fi stabilite prin ordin de ministru, se acordă calificative de tip admis-respins și nu notă de la 1 la 10, a anunțat ministrul Câmpeanu. Astfel, următoarea lege a educației pentru învățământul preuniversitar va conține obligativitatea acestui portofoliu educațional, începând chiar cu grupa mijlocie de la grădiniță. Mai mult, se pare că la finalul clasei a 8-a, orientarea școlară va fi obligatorie pentru fiecare unitate de învățământ. Nu pentru părinți și elevi, dar și școala va fi obligată să imită această orientări școlare pentru fiecare elev în parte, care se vor baza pe portofoliul educațional despre care se menționa. Acest portofoliu va cuprinde și rezultatele înscrise în catalogul electronic, dar și diplomele și certificatele dobândite în diferite contexte în procesul educațional.